Andra, dar iară este Andreea. Iar noi astăzi vom face o mică galaxie și un super drăguț borcanaș de design. Pentru, așa că o să facem prima oară borcanașul și pentru el vom avea nevoie de câteva lucruri simple. Logic, un borcanaș. Eu am unul așa, micuț, dar puteți să faceți și într-un mai mare cel sau tot într-un micuț. De dezinfectant, ok, eu am unul. În fine, este de la Jumbo cu Barbie, este un pic gros. Puteți să aveți orice deschidere, da? Nu contează. Ceea ce contează e să fie mai transparent ca să se vadă prin el. Sau dacă doriți dumneavoastră să vă faceți cu alte culori. Da. Și eu o să folosesc sclipici mauve și cu inimioare din acestea. Puteți folosi și alte culori de sclipici sau, da, Argintiu. Sau poate steluțe, ori altceva în loc de inimioare. Puteți să folosiți și doar sclipici, dar nu cred că o să se dacă e mai frumos vadă, da, să mai aibă ceva. Ok, și acum să nu mai stă de vorba și să începem. Ok, deci după cum am zis, o să avem nevoie de acestea. Și să știți că lucrurile o să facem prea mari în serie, așa că n-aveți nevoie de ceva să puneți pe sub. Ok, în acest borcanaș o să-l deschid, o să-l dau capacul jos. Se deschide cam greu și e bine că are o încuietoare mai bună ca să nu cadă. Și voi deschide dezinfectantul și îl voi umple cu dezinfectant. Cum se aude? Ok, aici sunt niște bule, dar nu cântează, cam așa arată. Nu prea se vede, cred că nu vă dați seama, dar e roz. Da, știu, nu cred că se vede. Ok, deci în continuare. Ok, o să torn câteva inimioare, o să le deschid, o să am grijă pentru că nu vreau să le împrăști pe jos. Oh. Ok, și acum o să torn câteva inimioare, nu o să torn deocamdată foarte multe. Am turnat câteva, iar acum cu o scopitoare sau ceva, o să le împing la fund pe acestea. Ah, și apropo, dezinfectant ne trebuie pentru a pluti și să stea în aer, ca să nu... De exemplu, dacă aș fi pus apă, oricum merge și cu apă și eu o să vă arăt apoi cum. Dacă aș fi pus apă, ele doar se rămâneau la fund și se ridicau în sus, ceea ce este și așa foarte tare, dar... Așa vreau să vă arăt cum să le faceți să plătiți. Cam așa arată cel cu apă. Da. Este făcut de mine, da. Cu inimioare și sclipici. Este foarte simplu, puneți inimioarele după apa și sclipiciul. Și după amestecați și bam, v-a ieșit această minunătăție. Da, e drăguț să te joci cu el. Așa, eu o să mai pun câteva inimioare. Ups, am dat și pe... am pus cam multe și am dat și pe jos una. Nu e nimic. Și acum o să le duc din nou la fund și prin tot borcanul. Ok. Umplu borcanașul cu din ăsta, arată super părerea mea, iar acum voi pune și niște sclipici. Așa. Îl am într-o chestie din asta cu două capete și o să pun pe capul ăsta, chiar dacă are cam multe căuri, o să țin degetul aici. Nu o să pun foarte mult sclipici, pentru că nu știu cum iese cu sclipici, n-am încercat. Da, în fine, o să pun câteva. Așa. Iar acum, normal, o să-l duc din nou în jos, pentru că dacă nu, rămâne aici sus și nu o să se observe și n-are rost. Să mai pun. Vreau să văd dacă se observă asta. Sunt curioasă. Wow, ce super! Nu știu dacă vedeți. Se vede atât de super. De ce super? O să pun și mai în jos. Eu am un capac așa roșu simplu, vedeți? O să-l decorez cu un wash tape super cu steluțe. Adică o să pun așa și o să vedeți ce se primește. Ok, aici e foarte mizerie, în fine. Aici așa. Da. Așa mi-a ieșit. Mi se pare drăguț. Chestia asta o să mai retușez eu. Așa înăuntru, nu prea se înțelege. Nu prea vocalizează bine telefonul meu. Astea sunt aici toate așa. Și am pus aici sus clipici, care tot la fel stă. Și cam asta a fost DIY-ul. Mie mi s-a părut foarte drăguț și sper ca și vouă să vă placă. Iar acum să trecem la următorul. Următorul DIY este ăsta. Știu că pare deloc impresionant la prima vedere, pare un simplu tub cu clipici, dar chestia tare e asta.
Acolo rămâne gol și curge câte puțin. Și dacă o torci așa... Sclipiciul i-a tras unul de altul. Este făcută cu sclipiciul acesta. Da, este făcută de ea. Deci mie mi se pare foarte tare chestia asta. Vreau să fac o galaxie, după am gândit să încerc să fac ceva. Jumătate sclipici, jumătate apă și pac. Da, deci asta este un DIY foarte simplu. Avem nevoie de acest tubuleț pe care eu l-am luat de la inimioarele. Da, și le-am pus pe ele într-o... Da, de la asta și le-am pus pe ele într-o punguță din aceasta. Ca să nu le arunc, logic. Și o să avem nevoie de tubul normal. Și orice culoare de sclipici. Da, fine, eu l-aveam deschis. Eu am așa mov, ea, de exemplu, avea argintiu. Și mai avem nevoie de apă. Eu cred că sclipiciul puteți cumpăra de oriunde, aproape, în fine. Și cu apa pe care o luați de la ghiuvetă și nu puteți să ziceți că poate mai faceți economie și nu e nimic greșit sau chestii de gen. O gură mică. Exact, adică foarte puțină apă, gen atât. Jumătate de tubule sau chiar mai puțin, dar da, mai am pus jumătate ca să iasă bine. Nu mi se pare bine. Așa că acum hai să începem. Da. Cu de start și nu mai... Bă, nu pot să deschid. A reușit să desfac asta. Se face foarte greu. Foarte multă chinuială. Da. Ok, și acum... Am să pun jumătate de sclipici în acest tub. Da. Cam asta încerc și eu. Stai. Mai bine faci cu celălalt capăt. Păi tu cu care ai făcut cu ăsta? Da. Bine, tu și eu tu cu ăsta. Ok, o să... Ok, cam așa a ieșit, arată drăguț. Acum vom pune apă până sus. Cam așa a ieșit cu apă. Vedeți, am pus apă. Iar acum o să-l amestec așa, o să-l zgâlțăi. Așa trebuie, nu? Da. Ea a făcut. Da, eu am făcut. M-a picat apă, m-a picat apă, m-a picat apă. Și mie mi s-a întâmplat. La mine nu merge. Vezi? Ia de un pic. Nu vrea să coboare asta de aici, ia încerc. Nu vrea să coboare de acolo. Ok, l-am făcut. Uitați. Dar la mine n-a ieșit așa tare. Am o idee. Stați un pic.